Bună și bine v-am regăsit! În sfârșit reușesc să filmez clipul acesta, însă în continuare am vocea asta minunată de om răcit care mă mai și lasă din când în când și mai și tușesc din când în când, deci o să mai tai pe aici pe acolo, dar nici n-am mai filmat de câteva zile bune și parcă nu-mi găsesc cuvintele. În fine, vorbim astăzi despre parfumuri pe care le-am primit de ziua mea și cadoul pe care l-am primit de Crăciun, care a ajuns după Crăciun, și parfumul de ziua mea a ajuns după ziua mea. Bine, nu este asta problema, pentru că nu e ca și cum nu aveam cu ce să mă dau. Ideea e că, știți că în pauzele astea rămân depozitate și asta era singura mea temere, în rest nu, dar au ajuns cu bine. Nu s-a întâmplat nimic rău, sunt la mine și povestim despre ele astăzi. Am aici lângă mine 5 parfumuri, la unul vreau să-i facem unboxing pentru că am zis să-l deschid împreună cu voi. Și sunt parfumuri pe care, pe unele, le-ați văzut în shorts sau pe Instagram, dacă mă urmăriți și acolo. Pe unele încă nu le-ați văzut nicăieri pentru că le-am păstrat pentru clipul acesta și... Ce voiam eu să vă spun înainte de toate, le-am mai testat, le-am mai analizat, le-am mai purtat, dar nu atât de mult încât să vorbim despre recenzii, nu. Este doar o prezentare a lor, vorbim așa despre primele impresii și pe viitor cu siguranță vom povesti mai multe. Oricum sunt datoare cu foarte multe parfumuri și recenzii. Cu siguranță anul acesta vreau să mă axez mai mult pe recenzii, pe păreri, să povestim mai mult despre parfumurile pe care le-am în colecție decât pe cumpărat. Zic eu acum asta. Acum vedem, oricum știu că vă plac foarte mult haulurile, deci nu ne plângem, o să avem și haul-uri, o să avem de toate. O să încep cu un parfum pe care eu l-am testat la un moment dat și mi-l doream tare mult în colecție și l-am primit. L-am primit de la o prietenă dragă care știu că mă urmărește și care știu că așteaptă păreri despre parfumul acesta. Este vorba despre Chopard Imperial Iris Malika. Da. Foarte frumos este parfumul acesta. Are o sticlă superbisimă. Să știți că eu folosesc foarte mult cremă de mâini în perioada asta și mereu am cremă pe mâini, iar când pun mâna pe parfumuri se întâmplă asta. Nu că nu ar rămâne amprente în general, dar și dacă mai ai cremă pe mâini s-a terminat. Deci asta are sticla pe ea, cremă de mâini. Iris Malika, vă spuneam că l-am testat. Să știți că nu văd eu o viață lungă la capacul acesta, pentru că e foarte bine prins gâtul acesta de capac și se cam mișcă. Deci la un moment dat, cred că acesta, se întâmplă la multe parfumuri asta, acesta va rămâne în capac. Da, trebuie să țin de chestia asta când trag capacul, pentru că este foarte bine închis. Revenind la parfum, este un parfum în care cu siguranță irisul este vedeta. Desigur că trebuie să-l mai port, să mă mai joc cu el și să revin cu impresii, însă dacă vă place irisul, acesta cu siguranță este un parfum care o să vă placă. De când l-am testat, pentru mine a fost o surpriză frumoasă parfumul acesta când l-am testat la un moment dat, cred că anul trecut l-am testat. Nu testasem atât de multe parfumuri cu iris, dar între timp au mai intrat în colecția mea și alte parfumuri cu iris și trebuie să vă spun sincer că n-am mai avut aceeași reacție cum am avut-o prima dată, pentru că deja mirosul mi se părea destul de cunoscut. Este un miros de iris pe piele. Se simte în deschidere un miros de ruj, deci irisul acela care îți dă aroma aia de ruj. Este spicy, are un deschidere, probabil că irisul în combinație cu aceste fructe
fructe sălbatice, dau izul acesta de ruj. Cred că asta este. Clar, v-am zis, irisul este de la început și până la sfârșit vedeta în parfumul acesta. Vreau să vă spun că este genul acela de parfum cu ruj, ceva mai matur, ceva mai serios, ceva mai impunător. După cum vă spuneam, de când am testat parfumul acesta și până să intre în colecția mea, am mai descoperit și altele și față de cele pe care le-am testat, acesta este ceva mai serios. Acum, dacă voi căutați un parfum cu iris, ceva mai jucăuș, puteți să mergeți în zona lui La Vie Belle, Iris Absolue. Mai sunt și altele pentru că irisul acum este la modă, să zic așa, se găsește în foarte multe parfumuri și este frumos. La Vie Belle Iris Absolue este ceva mai jucăuș pentru că se usucă în zona de la Vie Belle, se îndulcește. Ei bine, acesta totuși rămâne mai serios așa până la sfârșit, se încălzește și se îndulcește puțin, este mai spicy, este un parfum oricum cald. Îl văd potrivit și primăvara, zic eu, nu știu, o să îl port atunci. În orice caz, este un parfum floral. Are o bază de note lemnoase, balsam peru, condimente, benzoin și tonka. Deși are atâtea note, nu mi se pare chiar atât de complex. Adică tot irisul este acolo în față și cumva este destul de liniar, destul de liniar, doar că în deschidere irisul este foarte puternic, se mai domolește, se mai încălzește, se mai îndulcește, dar nu văd așa o mare transformare la el. Da, este oricum un parfum frumos și v-am zis, dacă vreți un parfum cu iris ceva mai serios și mai puternic, mai impunător, testați-l pe Iris Malika. Dacă vreți ceva mai jucăuș, găsiți o grămadă de parfumuri cu iris în perioada asta. Iris Absolue, de exemplu, mai este și... ce am mai testat? Am mai testat eu recent cu iris. Sunt foarte multe parfumuri acum în magazine care au nota asta. Elixirul, de exemplu, de la Elisab, știu că în deschidere are iris. Nu-mi vin acum în minte, dar știu că sunt destul de multe pe piață. Chiar recent am testat parfumuri și în multe am simțit, pentru că este trendul ăsta cu iris. Ei bine, da, cam atât despre Iris Malika pentru moment. O să revin cu impresii, nu putem să vorbim despre persistență și proiecție pentru că nu am avut timp să-l port cum se cuvine, însă o să discutăm desigur și despre el. Ce voiam eu să vă mai spun... Eu nu v-aș recomanda să-l cumpărați blind, consider că este un parfum care trebuie testat înainte, nu este genul acela de parfum plăcut de toată lumea, cred eu. Și încă o chestie, fiți atente la preț, pentru că odată îl găsiți la 200 și un pic de lei, odată îl găsiți la 400 de lei. Adică se poate să-l luați și la un preț mai bun dacă vi-l doriți în colecție. O să revin cu impresii despre el cu siguranță. Trecem mai departe la Jean Paul Gaultier La Belle, pe care o să-l deschidem împreună. Acesta este un parfum pe care mi l-am făcut eu cadou și am zis că îl deschide ziua mea. L-am luat mai de mult și nu l-am deschis. Da. Nu l-am deschis, am zis că îl deschid împreună cu voi. De ce am cumpărat eu parfumul acesta? Pentru că ador La Belle și pentru că m-am gândit să-mi iau un backup. Nu prea sunt eu cu backup-ul. Dar pentru că m-am obișnuit cu La Belle, pe care îl ador și dacă nu aveți niciunul dintre ele, vă recomand să începeți cu La Belle. Eu am trecut la nivelul următor, cum s-ar zice, cam asta am simțit eu. Atât mi-a plăcut La Belle pentru că este foarte echilibrat. Și l-am purtat și m-am bucurat de el și se consumă foarte repede La Belle.
am zis să nu iau backup și să trec la ceva mai puternic decât la bel. Oh, câtă gălăgie am făcut. Și am zis să am și la bel le parfum în colecție. Acesta este mai siropos, mai dulce. Vai, ce frumusețe! Ce frumusețe de parfum! L-am scos destul de greu din cutie. Vai, ce frumoasă este sticla! Foarte frumoasă este! Ador sticlele astea! Este superb, superb, superb! Ca și note, aici avem pară în deschidere, tonka și iasomie în mijloc și în bază avem vanilie. Ador sticlele astea și ador parfumurile de la Jean Pogotier. Îl știu destul de bine pe acesta. Îl știu pentru că am deja un decant, l-am și purtat. Îmi place foarte mult. Seamănă cu La Belle, desigur, doar că pe acesta îl simt mult mai siropos, mult mai fructat. Desigur, are o tonă de vanilie, dar este superb, superb, absolut superb. Da, vă spuneam eu că am La Belle în colecție și că am vrut să-mi iau un backup, dar n-am putut să iau un backup pentru că am zis să iau și ceva mult mai puternic, mai intens, mai suculent, mai fructat, mai dulce. Este foarte frumos, foarte frumos, chiar mă bucur că l-am luat pe acesta. Mă bucur că n-am luat backup, pentru că știți cum e, bucuria mai mare este pentru un parfum nou în colecție. Nu prea sunt eu cu backup-urile. Da, este o frumusețe. Am făcut puțină ordine pe aici și că aruncasem toate parfumurile pe aici pe masă și vreau să trecem la parfumul următor pe care l-am primit de la Adriana. Îi mulțumesc tare mult. Ea s-a gândit că nu vor face față curierii și a zis să nu mă lase fără cadou de ziua mea, așa că pe el l-am primit dinainte de sărbători. Și este vorba despre Carven Damabul. Sper că am zis, n-am zis vreo porcărie. În fine, eu analizasem deja parfumurile astea. Mai este unul cu mosc. Acesta este unul floral, fructat și se duce în zona Givenchy Irresistible. Este genul acela de parfum feminin și romantic. Bineînțeles că nu este o clonă, nu, în niciun caz. Are o sticlă foarte frumoasă, foarte elegantă. Foarte frumoasă este sticla și are 30 de mililitri, dar pare o sticlă mult mai mare pentru că este o sticlă groasă așa și un capac mare. Foarte frumoasă este. Are o tonă de note, are multe fructe, flori, are o bază de vanilie, amberwood și patchouli, santal. Din nou este genul ăla de parfum pe care îl văd purtat tot anul, chiar și vara. Da, se simte foarte floral în deschidere, bujor, trandafir, fructe. Este foarte aromat și fructat în deschidere. Miroase așa un buchet de flori roz. Mi se pare că se potrivește foarte bine cu rochi colorate, înflorate. Este și dulce în același timp. Foarte frumos este parfumul. Foarte aromat, curat în același timp. Este un parfum foarte frumos. Dacă vă plac parfumurile astea gen Idol de la Lancôme, gen Irresistible sau Lintardi, de exemplu, că și acela este un floral dulce. Aici simt mai multe flori, mai multe fructe, dar este și dulce în același timp și cumva clean așa. Foarte frumos este parfumul și o să-l port cu mare, mare plăcere.
Are și o sticlă foarte, foarte frumoasă. Următorul parfum despre care povestim și știu că așteptați păreri despre el pentru că l-ați văzut deja pe shorts, este vorba despre Panettone de la Milano Fragranze. Am așteptat după el o grămadă de timp. Și acesta este Panettone, este inspirat din cozonacul italienilor pe care îl servesc de Crăciun. Așa arată. Este plin de sclipici pentru că am filmat eu ceva și a rămas sclipici pe el. De fapt, am filmat intro și am aici un sclipici de la Guerlain Liu. E foarte sclipicios. Ia uitați-vă. Miroase și tare bine. Și am filmat acest intro și am umplut tot de sclipici în jurul meu. Așa arată sticla. Panettone de la Milano Fragranze. Are o sticlă superbă, superbă. Este un capac cu magnet. Și mirosul este unul mai greu de descris, sincer. El ca și note are foarte multe note interesante și mai rar le-am văzut puse la un loc. Deci mai rar am văzut aceste note la un loc. Avem așa, portocală măruie, ghimbir, mandarină, semințe de morcov și davană în deschidere. În mijloc avem rom, imortelă și tagetes. Nu știu ce flori sunt astea. Cred că sunt niște flori aromatice. Habar nu am. În fine. Și în bază avem hrișcă și vanilie. Vreau să zic despre acest parfum că este un panetone făcut într-un mod artistic pentru că nu este totul despre panetone în parfumul acesta. Of, da. Deschiderea este una foarte interesantă. Este și aromatică, dar parcă miroase a crustă de panetone. Este foarte ciudat, să zic așa. Deci, da, nu este un parfum... Când vorbești despre panetone și te duci într-o zonă destul de gurmandă, miroase și a chestii aromatice și a flori, parfumul acesta, deci se transformă în deschidere, miroase un pic aromatic, a fructe confiate, a crustă, o crustă așa coaptă de panetone. Dar nu este un parfum liniar, se transformă total, devine un parfum foarte feminin, floral, plăcut, diferit. Da, acesta chiar este un parfum complex. El are și rom, dar știți că eu nu prea sunt cu izul acela buzii destul de puternic, eu nu simt romul aici. Este o combinație cu siguranță, nu vă gândiți la un parfum dulce, se simte o crustă de panetone, se transformă și da, este un parfum pe care trebuie să-l testez pentru că dacă te gândești la panetone, cu siguranță te duci într-o zonă destul de gurmandă și nu este așa. Dacă te uiți la note, cu siguranță te-ai gândit că este o bază vanilată și dulce, nu este așa. Este dulceac, dar nu foarte dulce. Este gurmand, dar nu genul acela de gurmand la care ne gândim cu toții. Este și proaspăt, este și floral. Este greu de descris parfumul acesta, dar este un parfum unic și foarte frumos, are culoarea asta de un albastru regal, regal, este superbă sticla. Da, nu mă așteptam la mirosul acesta în primul rând,
dar mi l-am dorit foarte mult în colecție și mi-am dorit ceva diferit și așa și este, dar vă spun că nu este genul acela de gurmand la care ne-am fi gândit în niciun caz. E greu de descris, greu, ăsta trebuie să îl testați dacă vi-l doriți în colecție, dar dacă voi și voi căutați ceva diferit, ceva mai neîntâlnit, da, este un parfum superb, superb. Și eu nu văd că este doar un parfum, pentru că toată lumea spune că este parfumul perfect pentru Crăciun. Nu, nu îl văd doar un parfum de purtat în perioada asta, de purtat în decembrie, de purtat de Crăciun, nu. Pentru că se transformă într-un floral feminin și foarte plăcut. O să mai vorbim despre el, pentru că v-am zis că nu, încă nu sunt nici eu lămurită cu parfumurile astea, trebuie să le port. Și ultimul parfum despre care vorbim, parfumul acesta pe care l-am primit de ziua mea de la soțul meu, îl aveam pe wishlist, aveam de gând să mi-l cumpăr blind, fără emoții, știam sigur că o să-mi placă parfumul acesta, pentru că îmi plac, știți că îmi plac parfumurile dulci, parfumurile gurmande și toată lumea iubește acest parfum, adică nu aveam emoții în sensul ăsta. Ideea e că și soțul meu mai urmărește pe internet parfumuri și recenzii și așa mai departe, până și el era sigur, era curios despre parfumul acesta, pentru că a văzut și el că multă lume vorbește despre el. Și ce pot să vă spun? Dacă vreți un parfum gurmand, un parfum cu adevărat gurmand, e parfumul perfect. Este gurmandul perfect? Este gurmandul perfect. Foarte frumos, este un parfum dulce, fluffy, caramelicios, este foarte nuanțat, este miros, e cremos. Deci, când l-am mirosit prima dată, da, a fost dragoste la primul puf, cu siguranță, dar este așa o cremă albă, bogată, dulce, parcă se simte și frișcă, parcă se simte și un caramel lăptos, și lapte, și... Vai, cât de frumos miroase! Da, este superb, este superb, nu am ce să zic. L-am purtat o singură dată atunci când a ajuns la mine, l-am simțit pe mine toată ziua, m-a înnebunit cu aroma lui, este superb, este frumos, este ce trebuie, ce trebuie. O să mai vorbim despre el cu siguranță, dar e foarte frumos. Dacă vreți un parfum gurmand, lactonic, cremos, lăptos, am zis deja lactonic, caramelicios, mieros și cumva fluffy, așa, dar este și o cremă densă, dulce, vanilată. E ceva minunat. Este gurmandul perfect, ce să zic. Nu degeaba vorbește toată lumea despre el, chiar este un parfum frumos, îmi place foarte mult și mă bucur că a ajuns în colecția mea. V-am zis că era primul pe wishlist-ul meu. V-am și spus atunci când am filmat wishlist-ul, dar el era în drum spre mine deja. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut clipul acesta, aștept părerile voastre în comentarii, desigur că o să revin și eu cu mai multe păreri despre aceste parfumuri și despre parfumurile pe care le-ați văzut prezentate în clipurile anterioare, o să vorbim despre toate, avem timp. Vă mulțumesc pentru vizionare, pe mine mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok, aveți în descriere toate informațiile. O să apară în curând și clipul pentru membrii, pentru că acum sunt ok, mi-am revenit, o să filmez și pentru membrii, aveți link în descriere, dacă vreți să vă alăturați, aveți acolo 4 tipuri de abonament, puteți să-l alegeți pe oricare. Dacă vreți să vedeți aceste clipuri suplimentare și dacă vreți să mă susțineți, noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!